Sunt din satul Miheleni, raionul Râșcani. Sunt născută în sat, sunt căsătorită tot în acest sat și am început o viață ca la toată lumea, nu a fost chiar așa de ușor. Vă dau acest interviu pentru de a privi lumea, de a privi toți și peste hotare, ca să vadă și la noi cum e bine sau totul cum se începe. Adică am început întâi lucrul, am lucrat la oficiu poștal vreo 11 ani. Pe urmă m-am căsătorit, s-a început lucrul nu chiar atât de bine, s-au început problemele în familie, adică cu neajunsurile familiare. Ca să facem o familie bună, am început să ne planificăm viitorul nostru. Și am început să luăm niște pământ ca să ne fie mai ușor la de a ne rezolva problemele. Deoarece s-a început cu pământul, nu era așa de ușor, ca să s-a început totul de la nimic. Pe urmă ne-a sugerat cineva să construim niște sierii și ca să fie o leacă mai profitabil pentru noi. Deoarece noi am început afacerea de la sierii, totul s-a pornit de la o seră foarte mică, care ne-a adus un profit cât de cât îmbucurător. Deoarece s-a început totul de la seră, am luat și am primul an am construit o seră, profitul nostru s-a îmbunătățit și al următorul an am luat credit și am mai construit încă două serii. Am văzut că afacerea ne merge și totuși an de an am început să creștem cât de cât. Și datorită copiilor care sunt acasă, mi-au ajutat totul cu ajutorul lor. Am ridicat profitul gospodăriei noastre, deoarece tot pentru dânsii noi, ca să-i susținem la învățat, să le punem și lor o bază, cum ne-au ajutat și părinții noștri pe noi. Eu doresc la toți ca să înceapă de la cei mai greu și să termine cu cei mai ușor. Că deoarece dacă e totul deodată bine, pe urmă nu e atât de bine până la urmă. E totuși mai bine cu greu să începi să termine cu ușorul. Vreau să spun că visul meu în viață este împlinit. Am o fată și un băiat care vreau să fie și împliniți ca și familia mea și mulțumesc Domnului că am ajuns în viață și totul este cu bine.